Horoscopul zilei de 11 iulie. Berbec. S-ar putea ca în următoarele zile să fiți înconjurați de prieteni cu scopul de a sărbători reușita cuiva. Din punct de vedere financiar, este posibil să observați o îmbunătățire substanțială. Dacă ați schimbat recent planul de buget, în sfârșit vă veți bucura de faptul că dă roade. Veți fi tentați să cheltuiți acești bani pe ceva grandios. Însă astrele sunt favorabile cu privire la astfel de investiții în următoarea perioadă. Ceva neliniște la locul de muncă. Se poate ca un coleg să vă critique pentru ceea ce faceți, iar acest eveniment vă va afecta din punct de vedere psihic. Din această perspectivă, se poate să fie afectată inclusiv calitatea serviciilor voastre. Taur. Dacă vă simțiți predispuși la iritabilitate și episoade de tensiune mărită, nu lăsați aceste probleme în voia sorții, ci ocupați-vă din timp pentru a evita probleme grave în anii ce urmează. S-ar putea ca lipsa de succes din viața amoroasă să se datoreze perfecționismului vostru, deoarece căutați un set de calități mult prea specifice în ceilalți. Dacă vă veți stabili standarde prea înalte, este foarte posibil ca la un moment dat să vă treziți că timpul a trecut iar voi sunteți toți singuri. Încercați să cunoașteți persoanele din jurul vostru trăind prea mult în propria imaginație. S-ar putea să ratați șansa la o experiență frumoasă. Evitați dezbaterile în familie, deoarece se anunță o perioadă de instabilitate în această parte a vieții voastre. Gemeni. O perioadă cu foarte multe neînțelegeri în grupul de prieteni, ceea ce ar putea să vă determine să vă îndepărtați de ceilalți. Conflictele vor fi ușor de evitat dacă vă arătați mai înțelegători și toleranți, deși în aceste zile s-ar putea ca răbdarea să nu fie punctul vostru forte. Dacă v-ați pus în minte să părăsiți locul de muncă, s-ar putea ca astăzi acel sentiment să fie mai puternic ca oricând. Nu vă mulțumiți cu puțină experiență pe care o câștigați la serviciu. Cei din familie vă vor susține în orice decizie luată. S-ar putea ca la un moment dat să vă treziți cu noi sarcini de o responsabilitate mare. De regulă nu dați înapoi pentru că vă plac provocările, însă gândiți-vă bine de această dată. Rac. Este perioada perfectă să încercați să vă apropiați de familie, deoarece s-ar putea să aveți un motiv pentru a sărbători în curând. Însă nu doar acesta trebuie să fie motivul pentru care să luați inițiativa unei normalizări a situației. Dacă aceasta este dezechilibrată, cei din jur vor încerca să vă ghicească sentimentele de orice pas și vor reacționa pe măsură. Să nu fiți surprinși dacă aceștia devin afectuoși fără explicație. Deși veți aprecia atenția acordată, s-ar putea ca eforturile lor să devină sufocante. Se anunță o zi agitată la locul de muncă, însă nu lăsați acest lucru să vă distragă atenția de la un disconfort, în special la nivelul ficatului. Pentru a evita o problemă, consumați alimente proaspete și nu foarte grase. Leu. S-ar putea ca cei din jur să vă excludă datorită temperamentului înșelător cu care ești obișnuit în ultima vreme. De regulă sunteți direcți în a vă exprima punctele de vedere, însă uneori aveți tendința de a deveni exagerat de critici. Pe de altă parte, voi înși vă răspundeți dur la critici, astfel încât prietenii nu vă vor considera o companie prea plăcută. În schimb, este posibil să cuceriți pe cineva din afara cercului de prieteni, cel mai probabil deoarece este vorba de un coleg de serviciu. Vă veți căuta echilibrul în mediul de acasă. Dacă sunteți nemulțumiți de felul în care sunt aranjate obiectele din apartament, ați putea urma regulile Feng Shui pentru mai multă armonie în culori și așezare. Fecioară. S-ar putea să simțiți lipsa unui scop în viața voastră în afara locului de muncă. Nu este niciodată prea târziu să studiați un nou subiect sau să găsiți un hobby care vă animă. Cei din jur vă vor încuraja în această privință. Nu răspundeți la orice încercare de a vă provoca din partea unui membru al familiei cu care discutați de obicei în contradictoriu. Deși va fi dificil, evitați aceste situații sau riscați să includeți pe cineva drag în conflict. Dacă observați o discrepanță între planul de buget și bugetul pe care îl aveți, s-ar putea ca motivul să fie tendința voastră de a cumpăra doar din noile colecții de haine sau alte obiecte. Balanță. S-ar putea să dați peste oportunități inedite la locul de muncă care să vă stimuleze în mod pozitiv. Dacă până acum vă deranja rutina sau lipsa de provocări, această schimbare va fi primită cu brațele deschise. Tratați persoanele apropiate cu mai multă înțelegere și răbdare, în special persoanele în vârstă din familie. Nu este o zi bună pentru dezbateri, deoarece criticile aduse de cineva vă pot afecta mai mult decât de obicei, în special în cercul de prieteni. Dacă nu v-ați confruntat cu probleme serioase de sănătate până acum, acest lucru nu se va schimba, însă dacă vă reveniți în perioada aceasta după o răceală, fiți prudenți. Scorpion.
s-ar putea să observați o diferență în compatibilitate cu partenerul, fapt ce se va arăta cel mai probabil din urma unor discuții tensionate. Dacă nu reușiți să vă țineți sentimentele în frâu, s-ar putea să faceți afirmații pe care le veți regreta mai târziu. Analizați performanța de la locul de muncă din ultimul timp și faceți pașii necesari pentru a o îmbunătăți. Se anunță o perioadă incertă din acest punct de vedere. Este posibil ca un membru al familiei sau un prieten apropiat să vă ceară ajutorul sub formă unei sume de bani. Mare atenție la persoanele care ar putea profita de bunăvoința voastră. Săgetător. Dacă v-ați apucat de un sport în ultima perioadă, s-ar putea să nu observați o îmbunătățire în tonus, iar acest lucru vă va determina să nu mai încercați. Nu renunțați așa ușor, pentru că rezultatele nu apar peste noapte, în special dacă nu ați fost fideli programului de antrenament. Tindeți să visați cu ochii deschiși la un viitor care pare să se îndepărteze. Încercați mai degrabă să faceți schimbările mult dorite acum și bucurați-vă de ceea ce vă oferă prezentul. Deși un nou loc de muncă nu pare o posibilitate în viitorul apropiat, puteți începe cu lucruri mai mici, cum ar fi schimbarea garderobei. Astăzi s-ar putea să intrați în conflict cu partenerul. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată la locul de muncă, unde s-ar putea să vă pierdeți din atitudinea de diplomat atunci când veți primi critici. Aveți în vedere că unele critici pot fi constructive, ducând chiar la îmbunătățirea proiectului inițial. S-ar putea să vi se ceară un sfat bun astăzi, așa că oferiți-l cu încredere. Prietenul a apelat la voi cu un motiv întemeiat. Dacă aveți probleme cu tenul sau oboseala, s-ar putea ca vinovații să fiți chiar voi. Începeți prin a ține un jurnal de mese în care să notați ceea ce mâncați în fiecare zi. Dacă observați un conținut ridicat de zahăr sau grăsimi, ați găsit și motivul pentru starea mai puțin perfectă. Vărsător. Se anunță o perioadă cu multe schimbări pe plan personal care v-ar putea afecta într-o măsură destul de mare. S-ar putea să treceți printr-o experiență care vă va ajuta să scăpați de prejudecăți, iar acest lucru vă va inspira să vorbiți deschis pe anumite teme. Dacă aveți copii, acest lucru vă va ajuta să vă apropiați de ei. Aveți grijă atunci când vă aflați în trafic la orele de vârf, deoarece nervii voștri vor fi supra-solicitați. Relații armonioase în familie. Veți avea ocazia să sărbătoriți împreună sau să planificați o ieșire în afara orașului. Viața de cuplu se anunță și ea la fel de armonioasă. S-ar putea să câștigați o sumă de bani. Sunt semne că norocul e de partea voastră azi. Pești. Atunci când vă întâlniți cu prietenii, lăsați grijile de la locul de muncă deoparte, altfel riscați să pierdeți din momentele frumoase petrecute împreună. Deși nu se anunță schimbări din punct de vedere al relațiilor, vă veți bucura de o perioadă armonioasă dacă deja aveți un partener. Dacă sunteți celibatari, va trebui să priviți ceva mai atent în jurul vostru pentru a vă găsi un eventual partener de relație. Nu vă enervați atunci când cei din familie vă oferă un sfat. Chiar dacă nu plănuiți să-l urmați, acceptați orice sugestie cu o minte deschisă pentru a menține o relație bună. S-ar putea să vă aflați pe pragul unei receli, așa că spălați-vă bine pe mâini înainte de fiecare masă.